Ministerul Educației, în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, sunt cele două instituții responsabile cu elaborarea și implementarea Strategiei Naționale privind Educația pentru Mediu și Schimbări Climatice 2023-2030. Conducerile unităților de învățământ preuniversitar au obligația de a stabili în perioada următoare un reprezentant pentru mediu, adică un cadru didactic care să se ocupe cu promovarea principiilor despre care vorbeam și care se regăsesc în această strategie națională. Potrivit subsecretarului de stat din Ministerul Educației, Cătălin Micu, școlile vor trebui să creeze o adresă de e-mail ce va asigura o mai bună desfășurare a programului Săptămâna Verde. Trebuie creată și o adresă de mail care urmează să asigure, pe de o parte, comunicarea privind desfășurarea acestui program Săptămâna Verde și, pe de cealaltă parte, dreptul unităților de învățământ de a posta pe platforma realizată special cu acest scop. În Telorman, toate unitățile de învățământ vor primi de la Inspectoratul Școlar Județean metodologia de organizare a programului Săptămâna Verde, aprobată prin ordin al Ministrului Educației, urmând să se desfășoare activități specifice în concordanță cu structura anului școlar 2022-2023. În perioadele dedicate programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde, la clasele din învățământul liceal, profesional și cel post-liceal, se vor organiza și activități de instruire practică.